acum dau toată asta, intram sub roata autospecialei de noi sau autobuzului. Deci nu scăpăm de Baltoace nici pe viaduct, pe pasajul Batarab. Să n-a avut răbdare să mă lasă pe mine să depășesc bifurcarea. Alte pericole pe Basarab. Și nisip, pietriș pe marginea drumului. Nimeni nu-l mătură niciodată. Doar vântul se joacă din când în când cu el și-l duce în oraș și apare în statistici de poluare. Chiar e greu de măturat, măcar o dată pe lună, o dată în mandat. Praf încât își permite să crească iarba. Și de atâta timp aici noroiul ăsta încât iarba a crescut până la genunchi. Vă dați seama că nu s-a măturat de aici nici în mandatul lui Ciucu, nici în mandatul lui Nicușor Dan, că suntem în sectorul 6. Trasele astea de evacuare a apelor sunt înfundate și nu vine nimeni să le curețe. Dar cineva probabil are salariu pentru așa muncă. Și probabil salarii mari, nu din cele de supraviețuire. Dar are alte griji, alte preocupări. Omul sau grupul de funcționari, de angajați la stat. Și periculos să intre prin Baltoacele astea, nu doar pentru că te stropiești, dar pentru că e risc acolo sub apă să fie un pietroi, o groapă, nămol care se lunece roata și nimerești sub roțele mașinilor. Dar cum să le explici lor asta dacă ei ies cu bicicleta doar când e campanie electorală și vor să pară aproape de lume?